Fermierii și-au lăsat tractoarele în stradă și au venit în capitală la discuții cu Dorin Recean și ministrul Vladimir Bolea ca să-și poată începe lucrările de primăvară. Aceștia au propus alocarea unei sume din fondul de subvenționare, bani care ulterior să fie rambursați din fonduri europene, în timp ce premierul și ministrul Bolea au venit cu o soluție ce poate fi implementată chiar de săptămâna viitoare. Discuțiile au fost pe alocuri pe tonuri ridicate. Părțile nu au ajuns la un numitor comun, iar un nou dialog va avea loc săptămâna viitoare. De dimineață, vama Leușeni încă era blocată. Fermierii și-au lăsat tractoarele pe traseu și au mers la Chișinău. Vama Leușeni blocată. Toți băieții pleacă la Parlament. Scătem acel dialog care lipsește. Înainte de întrevederea cu prim-ministrul, aceștia s-au adunat în fața Parlamentului, unde au cerut un dialog cu Igor Grosu și, simbolic, au adus mai multe recipiente pentru motorina donată de România, după ce autoritățile declarau că nu au cum să o livreze în țară. Le-am adus recipiente, să jaluiau că nu au unii pe la motorina, le-am adus recipiente, le-au adus mult mai multe. Cineva au făcut o replică că nu se permite trăiți de plastic, le-au adus și din metal, dacă trebuie, canistri. Și totuși sperăm până la 12-lea ceas o să iasă cineva din edificiul ăsta la discuții cu noi, să ne asculte. Întrevederea cu prim-ministrul a început cu replici. În halul ăsta discutăm despre revindicări, sau cum e așa, stăm în picioare, stăm îmbulziți. Nu există nicio altă sală în țara asta care să putem să ne așezăm normal să discutăm. Discutat este foarte mult. Da, cei ce văd aici, mai ales cum s-a încercat așa selectiv să invitați oaspeți, noi aici nu hotărâm întrebările agricultură. Da, care întrebările hotărâm? Ele sunt multe. Ele sunt multe. Ștefan, spuneți, vă rog, ca toată lumea să cunoască, dumneavoastră personal, compania dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Deci a face să atac la mine de persoană, dar eu n-am atacat persoana dumneavoastră sau altă persoană. La ședința cu premierul, fermierii au solicitat statului să identifice 400 de milioane de lei pentru subvenții. Soluția acestora este alocarea a 200 de milioane de lei din fondul de subvenționare, bani care ulterior să fie rambursați din fonduri europene, iar alte 200 de milioane, guvernul i-ar putea credita. Putem noi să alocăm aici 200 de milioane pentru agricultori acum și când vor veni din Europa să-i completăm gaura care cum o face. Una, variante. Și încă 200 de milioane, putem, guvernul face un credit, sub 5% care acum avem și le dă, 4-5, pentru că nou agricultorul nu îi dă cu 10. Dar guvernul ia, a alocat agricultorilor și le-au transferat pe cont să începe anul agricultor. Fermierii au mai propus schimbarea politicii Băncii Naționale, astfel ca să permită fermierilor să ia credite agricole. Ministrul Bolea a spus că acest lucru va fi analizat, iar pentru moment, autoritățile au o altă soluție ce poate fi implementată în termen scurt. Este vorba despre o sumă de garanții cu garanția statului de 90% din partea statului, de 500 de mii de lei. ODA garantează 90% din acești 500 de mii de lei. Voi mergeți, vă luați bani, vă cumpărați îngrășăminte, motorină și ce vă trebuie și dobânda este subvenționată de AIPA. Exact și asta rezolvă problema garanției pe care a colegii. 500.000 de lei, oricum, ne-a spus, dați garanții 500.000, dar noi dacă suntem în altă zonă de... Deci asta 500 de... Încă o dată, asta 500 de mii de lei nu sunt afectate. De ce? Pentru că sunt sub garanția guvernului. Noi că am făcut un calcul simplu, 500 de mii faceți așa simplu, împărțiți la 10.000 de lei, sunt 50 de hectare, da? Iată, 50 de hectare îți dă o mână. Ce facem cu cei care lucrează? 100, 200, 300 de hectare? În urma discuției, fermierii au deblocat drumurile naționale, iar tractoarele au rămas parcate pe marginea carosabilului. O nouă rundă de discuții în formatul fermieri prim-ministru va avea loc marți la ora 10. Am deblocat vama, Leușeni. Până marți dimineață.